Uite, la câți metri din casă, la 2 metri de intrare în casă. Aici este rupt oborul de la lângă casa omului, vă dați. Uite, stai, ia urma. Da. Asta e urma lui pe aici. Da, urma până acolo dusă, s-a întors și a sărit pe acolo. Deci, așa a încercat să ia și a avut doar ca lumea, uite. Uite ce înseamnă că și-a protejat omul. Așa e și al meu, la porcel, da. Da, dar la capră n-a fost săracă. Până la ora 3 am bătut din tăcănată cu porcul Veronica, de loc. N-a trecut, s-a dat porcul nemorocit. Aia, cățelul, să zic și eu. Cățel. Și-am bătut dintr-o sablă, dacă vine la noapte, iar ne termin. Da, uitați. Stai seama, dacă a făcut zopa, a încercat să rupă. A luat-o pe acolo și a sărit pe acolo. Uite bătătura aici, Da, da, îți dai seama dacă el a găsit... Aveam din șapuri celușii de acolo, de când aveam. Da, da. Toată noaptea, îți dai seama, nenorocită. Uite și femeia are veciu aceea, deci puteți să fii la veciu ca să... Da, uite, uitați-vă ce s-a putut întâmpla. Da, am bătut din tabla, de așa a făcut meseria. El îi proteja și omul nu îi proteja, vedeți ce se întâmplă? Da. Da. Fă-i filmarea și fă cu drumul cu tot. Am făcut cu drumul. Cum, dacă ai filmat, s-o dă dacă am ajuns din mănâncă, ursul mănâncă, ne mănâncă pe drum. Da? Uite, mațele cum i-a rămas aici, bardahanul, sânge. Deci că suntem în junglă. Soare pe masa de rur să-l fud eu. Da. Pe urmele, se vede că a fost ploaie. Uite, de aici a luat capra omului azi noapte. Devenire poarte. Că nu se poate face nimic. Pentru siguranța cetățenilor. Uite, aici am